Meciul sezonului pentru FC Bolintin va avea loc miercuri la Roșiorii de Vede. Adversara formației giurgiuvene este Athletic Bradu, campioana județului Argeș, o mare necunoscută pentru antrenorul Adrian Neagu. Chiar dacă Athletic Bradu este creditată drept favorită, giurgiuvenii spun că își vor juca șansa până la capăt. Mergem, ne jucăm șansa noastră, șansă mică, pornim cu șansa a doua. Sunt foarte mândru de ei, dar aș vrea să-i felicit miercuri seară. Până atunci aș vrea să i-am concentrat, să se gândească doar la meciul de baraj. La rândul său, președintele AJF Giurgiu, Viorel Leșanu, anticipează un meci echilibrat, din care cei din Bolintin pot ieși chiar învingători. E un singur meci, un meci unde te poți mobiliza, să joci foarte bine, să câștigi. Bineînțeles că sufletul mi-e alături de echipa județului nostru și să fie bine. Să ne reprezinte cum ne-au reprezentat în ultimii 2 ani. În ultimele 2 sezoane, Rapid Clejan și Avântul Florești, campioanele județului din 2011, respectiv 2012, au reușit să se impună în barajul de promovare. Rapid Clejan a trecut de campioana Bucureștiului, Metaloglobus, în timp ce Avântul Florești a trecut de campioana Teleormanului, Pamimai Videle.